interesează infracțiunea. Eu, aia, eu mă interesează cercetarea lui abuzivă și tot și să vreau să cer și banul la stat român. Că mi-a stricat cariera. Înțeles. Asta cu hărțuirea e un lucru... O să consemnez în declarație, o să iau declarație că v-am chemat, că la acest, că solicitat să fiți audiați. Adică vreau să vă forțez mâna în nicio formă. Că luni e ziua lui Fima și cu școala, cu presturile și așa. Și plecați una așa și vă audiez la tatăl meu. E ok așa? Eu vin duminică noapte, nu sunt cu ea și aș vrea să vin marți. Uite, nici nu mă duc marți la plen. Bun, haide, mergeți atunci pe hol. Da? Rămân și consemnez că vrea să declare, nu e niciun fel de problemă, dar urmează să declare. Și chiar ne bucurăm că ne-ați chemat dumneavoastră, pentru că oricum vrem noi. Nu pot să cred că mi-au fost vulnerabilizate dosarele. Ați înțeles? Deci trebuie să facem asta, cercetare. Da. Să... Da. Noi nu veneam la dumneavoastră. Da, ca să numai credeți că m-au invitat la hotel la Sinaia, unde era Sabin Iancu, un hotel, puteți să credeți? Deci, că n-am spus la nimeni un lucru ăsta. Să vă spun, nu e problema mea asta. Păi, asta nu e problema mea. Să nu, nu face obiectul cercetărilor. Știu, dar asta știți că nu vă vine să credeți. Păi nu vine să credeți. De ce mă chemam pe mine... Când intrau ăștia, erau pe fond la judecată și pe mine mă cheam la Sinaia. Și eram cu hârtiile după mine, cu martori. Și el îmi divulga martori. Păi da, da, e o legătură. Obiectul cauzei mele. Unde eram când mi-a divulgat martori? Era ok. Deci eu n-am spus nici la Comisia Sreie, nici la preț, nici la nimeni. O să probăm. Că am înțeles că aveți mesaj când v-a trimis, când m-a chemat, că să pot proba lucrurile astea, nu? Ne-am și filmat. Ok. Mesaj. Ok. Ca să nu... Da? De exemplu, ca să vedeți că așa cum lumea să folosește cuvântul cancan, că mă uitam și o seară la Badea și zic că e un cuvânt folosit. Păi m-am dus la Sinaia, mi-am uitat un furou în cameră. Și, cred că e în dulap, și a zis că e în dulap aici la DNA, că n-are unde să-l țină. Nu cred că, nu e nimic în fișe. Păi și-o fi locat trafuse. Adică sunt niște povești care sunt... Nu ne interesează, astea sunt niște povești cu furăuri, nu discutăm în dosarul ăsta. Păi vedeți, de la furou se ajunge la alte discuții. Ne spuneți exact cum am fost, și de furău, și de... Ce vreți? Bun, lăsați-ne o secundă să... Da, mergeți pe furău. Da? Se pară, să... V-am...